Vineri și sâmbătă, Asociația RORECH și Primăria Municipiului Târgu Jiu vor organiza o campanie de colectare a deșeurilor electrice și electronice. Evenimentul este organizat pentru a marca ziua de 13 octombrie, când se sărbătorește Ziua Internațională a Reciclării Deșeurilor Electrice. La Târgu Jiu, astfel de echipamente sunt reciclate la centrul local al Asociației RORECH, situat în zona de Deman. 13 octombrie este Ziua Internațională a Reciclării Deșeurilor Electrice și Electronice. Am ales printre alte municipii și Târgu Jiu să facem o acțiune de colectare. Bineînțeles că această acțiune de colectare se va încheia cu o tombolă cu premii, așa cum i-am obișnuit pe cetățeni. Cetățenii știu că am mai avut de-a lungul timpului multe acțiuni de colectare împreună cu Primăria Municipiului Târgu Jiu. Vineri și sâmbătă vor fi amplasate 4 puncte de colectare provizorii în piața Prefecturii, Parc Lido, Casa de Cultură și zona de Barcader, lângă lac, între orele 10 și 17, unde cetățenii pot veni să aducă deșeurile electrice și electronice, să scape de ele și vor primi, în schimb, un bilet la tombolă. Tombola cu premii ce va avea loc în piața Prefecturii sâmbătă la ora 18. La tombolă sunt puse la bătaie următoarele premii: un frigider, 3 cuptoare cu microunde, 5 aspiratoare, 5 cafetiere și 5 seturi de scule electrice. Astfel de acțiuni se vor mai organiza pe 13 octombrie și în următoarele orașe din țară: București, Timișoara, Galați, Ploiești, Arad, Pitești, Bacău, Sibiu, Baia Mare, Satu Mare, Bistrița, Alba Iulia, Călăraș, Zalău, Giurgiu, Alexandria, Odorheiu Secuiesc și Sinaia.